și vedetele serii de cinema. Avem 20 de filme realizate de acești tineri cineaști în cadrul unui proiect care se numește Moldova Mea, care s-au început acest proiect în toamnă și acești 18 tineri care au participat la acest proiect, împărțiți în grupe, câte 2 pentru fiecare echipă, o să vedeți în program, au realizat fiecare câte 3 filmulețe. Astăzi arătăm primele 20 și le-am împărțit în 2 etape. 10 și 10. Respectiv, vreau să vă pregătiți pentru că după primele 10 filme vom face o pauză și vom invita autorii pe scenă pentru a putea discuta despre filmele privite. După care trecem la a doua parte și repetăm același lucru. Mai mult decât atât, participanții, acești tineri cineaști, majoritatea de ei absolvenți ai Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Catedra sau Departamentul Multimedia, cu domnul Vlad Rucă în frunte, ne-au rugat să distribuim câteva buletine doar pentru ei. Deci vrem să punem niște note acestor filme, dar fără jurizare și fără premii. Deci doar sunt buletine interne pentru care ei vor să le vadă ca rezultat. Deci nu le vom face public, nu le vom anunța, sunt doar pentru participanți. De aceea vreau să fiți cât mai sinceri și să puneți acele note conform plăcerii sau viziunii dumneavoastră. Din păcate, la ambasada Americii nu este nimeni, partenerul acestui proiect, dar ei au văzut filmele și sunt foarte gândați, vă asigur. Vă mai spun un secret, că aceste filme deja sunt solicitate la câteva festivaluri internaționale. Iar la Chișinău sunt proiectate în premieră absolută, pe mare ecran. Vă doresc viziunea plăcută și succes tinerilor cineaști!